Încă de la început, de când am plecat de la premiza de a crește oi, nu mi-am imaginat să cresc animale cu o producție foarte mare de lapte pe care să nu le pot mulge automatizat. Pentru că animalele astea nu se pretează la mulsul manual. Având o cantitate foarte mare de lapte, e aproape imposibil să le mulci manual. Îți mănâncă foarte mult timp și e și foarte obositor. Plus că nu e sănătos pentru uger să fie mulți manual. Îi trebuie un anumit ritm pe care să-l se obișnuiască și să-l învețe. Și atunci de asta se pretează numai la mulsul mecanizat. Plus igienă, pentru că de la început am avut în viziune, să zic așa, nu m-am limitat la simplu casă sau simpla brânză de oaie. Dorința mea și visul meu e ca într-o bună zi să ajung să fac cașcaval maturat din lapte de oaie. Și la ideea de maturat mă refer să-l maturăm undeva minim 5 luni, poate chiar 10-12 luni. Și pentru un cașcaval de calitate pe care să-l poți matura ai nevoie de un lapte igienic mult, un lapte foarte curat. Instalația e o instalație de la producătorul italian Milkline, ce până aici e totul normal, e o instalație simplă de mult soi, dar are câteva lucruri speciale, să zic așa. Ideea de bază e că am încercat să facem toată structura, tot standul de contenție din lemn. Așa am văzut la foarte mulți fermieri afară și de acolo ne-am inspirat. Chestia e că nu-i făcută la pură întâmplare să arate așa. Ai niște cote de respectat pentru animal, ca să-i creezi animalului condiții și ca să-ți stea liniștit la mulți. Ai nevoie ca tu să lucrezi foarte confortabil. Și de asta trebuie să respecti anumite stasuri, să zic așa. L-am făcut împreună cu tata, după niște schițe de afară, de la alți fermieri. E un stand de mulți cu 8 posturi, prind în contenție 8 oi și mulg automat 8 oi odată. Ideea de bază e că urcăm oile și le coborâm oile, deci nu-i cu eliberare frontală. Urcă dintr-o direcție și le putem coborâ pe altă direcție sau dacă le vreau pe unde le urc, pe acolo le și cobor. Fiecare animal își primește rația de mâncare sus, individualizat, ca să evit anumite fluctuații și toată sala a fost gândită ca la un moment dat să o putem extinde. Am plecat de la premisa asta de la început că vrem să mărim efectivul și ca să ne încadrăm în toate chestiile astea, am echipat sala de mulți cu o pompă de vid mult mai mare care o să ducă în stadiul final a instalației de mulți 24 de posturi. Sistemul de colectare a laptelui e prevăzut, să zic așa, cu o pompă care când o să avem o cantitate foarte mare de lapte o să descarce la un anumit timp în mod automat laptele în tancul de răcire, îl și filtrează. Ca să lucru cât mai ușor, am luat pulsatori electronici care sunt aici dedesubt, care îi putem regla să lucre la o acuratețe foarte importantă pentru că pulsațiile și timpul de pulsație îți oferă un uger sănătos. Colectoarele de lapte sunt model italian, se numește Pastore și ce-i deosebit față de colectoarele clasice de lapte e că poți să lucru cu ele în mod automat sau în mod manual. Poți să deschid vidul și să îl închid în mod manual când îl aplic sus pe uger și pot să-l pun în mod automat, adică nu mai trebuie să deschid și să închid vidul, ci doar aplic aparatul de mult sus pe uger și când vreau să-l dau jos, efectiv doar îl trag jos, fără să rănesc și fără să pățească nimic oaia și nu o deranjează. Și chestia asta face foarte mult că economisesc foarte mult timp pe serie când urc animalele sus. Ce facem deosebit, poate față de alți fermieri, acordăm o foarte mare atenție, să zic, pe igiena mulsului și pentru asta folosesc tot timpul o soluție de curățat. Când animalul urcă sus la muls, folosim spuma asta specială pe care o aplicăm la fiecare oaie în parte. Când ajung la capăt
folosesc niște batiste din bumbac care le pot, le spălăm, le curățăm tot timpul la 90 de grade după fiecare utilizare. Mulgem animalul și după ce l-am mulț, ca să evit, practic cu soluția asta scade incidența de mastită la animale, pentru că sigilez imediat după mulț țâța animalului, încât să nu intre între mulsori mizerii sau impurități pe canal, care poate să-ți producă o mastită sau o viitoare mastită. Odată pe lună facem testul California la toate oile ca să depistăm mastitele subclinice, pentru că la o rasă cu o producție foarte mare de lapte e foarte des întâlnită mastita subclinică. Adică animalul îți dă un lapte, laptele arată perfect normal, doar că între ghilimele, să zic așa, e bolnav. Și asta o întâlnești abia când începi să prelucrezi laptele, să-l transformi în brânză. Întâlnești problemele pe care ți le produce mastita. Plus că în timp poate să fie foarte dăunătoare și pentru animal. Adică să piardă jumătatea de uger sau poate să piardă cu totul ugerul. Faptul că mulgem automatizat ne ușurează foarte mult munca. Nu pierdem atât de mult timp în fermă. În special, poate pentru mulți fermieri, mulțul manual e un stres. Pentru noi, din potrivă, e o plăcere. Știu că mulg un lapte sănătos de la un animal sănătos, igienic și corect, și toate lucrurile astea se răsfâng într-un mod pozitiv asupra noastră prin mulțumirea clienților și mulțumirile care ni le aduc clienții, pentru că le oferim un produs premium și foarte curat și sănătos. De la vizita trecută am reușit să-mi îndeplinesc un obiectiv, cel de a produce lapte iarna, adică să produc lapte cu un animal sezonier în extra sezon. Asta a fost o provocare, să zic, pentru mine, din care încă învăț și nu m-am perfecționat. Am avut animale care au fost montate în primăvară, au fătat în toamnă, în septembrie, și asta îmi oferă posibilitatea de a mulge animalele peste iarnă și a avea lapte peste iarnă, lapte de oaie. Mă aștept ca lactația să țină tot undeva la 8-9 luni de zile și să reușesc să o îmbin cu lactația oilor care o să înfete undeva prin luna aprilie. Și cu asta sper ca de acum înainte laptele de la mine, laptele de oaie, să fie pe tot parcursul anului, 360 de zile să am producție de lapte.